Haideți să... Să-l folosim cu plăcere. Iată că ne vedem la inaugurarea oficială a unui nou obiectiv din municipiul Roman. E vorba de Parcul Zăvoi, așa cum îl numim noi, un proiect finanțat prin programul operațional regional, îmbunătățirea condițiilor de viață și de mediu prin amenajarea acestei zone. E vorba de un parc care are o suprafață de 7,3 hectare, o investiție de 5.300.000 de lei, din care 4 milioane și aproape 100 de finanțare de la fonduri europene, iar diferența este cofinanțarea de la municipalitate. Un obiectiv frumos, un obiectiv care credem că va veni să completeze întreaga dezvoltare de pe planul de pe faleza râului Moldova, în zone de agrement, de relaxare, cuprinde două intrări, intrarea nord, intrarea sud, unde avem zone de acces, cum vedeți, chiar la intrare sunt cele două zone cu spații tehnici și toalete. E vorba de zona de scenă și cu gradene, o pistă de biciclete care are o lungime de 1100 de metri, zone pietonale, zone de relaxare, zone verzi pe care ne putem relaxa, zone amenajate cu flori, parc de joacă iluminat ambiental. Un, zicem noi, un parc european de care am început să ne bucurăm și sper că și romașcanii sunt de aceeași părere cu mine. Sunt alături și colegii, consilieri locali, reprezentanții din primărie care au gestionat acest proiect, domnul Frizehan, care a fost dirigintele acestei lucrări, reprezentantul constructorului. Este un obiectiv, un contract care s-a semnat în anul 2018, după o idee apărut undeva în anii 2015, depus proiectul în 2017 și iată că astăzi, după lucrări din 2018 până în 2021, putem să inaugurăm și oficial acest obiectiv. Considerați că ar mai fi ceva de făcut în el? În parc? Știți cum spune românul, oricând mai sunt lucruri de făcut. Poate că lucruri care nu au fost neapărat identificate la momentul respectiv ca și necesitate, nu au fost prinse în proiect și unele dintre acestea le-am mai semnalat și noi. Vom face acest lucru. E o perioadă de monitorizare. Reprezentanții agenției. Da, nu a fost prinsă și, bineînțeles, sunt lucruri care urmează să intre în responsabilitatea noastră, dar tot împreună cu reprezentanții, cei care au fac activitatea de post-monitorizare după ce se face inaugurarea, timp de 5 ani, ne vor stabili ceea ce putem face, ceea ce trebuie sau mai avem voie să facem în condițiile legii. Partenerii care nu au fost prinsă în proiect, să înțeleg? Sau? Nu a fost proiectată, nu a fost trecută în finanțare la acel moment, când a fost studiul de fezabilitate în anul 2015. Sau... Sunt făcute deja 5 cursuri la 15 metri adâncime, în vederea creierii unui astfel de sistem. Noi faceți să alimentăm orat. Nu, nici chiar așa, nu. Dacă îmi permite să rămânem puțin în zona asta anfiteatrului, există idei pe viitor apropiat la ce poate fi folosit sau există deja? Da, există chiar o solicitare din partea celor care coordonează festivalul Cult Fest și ne-au făcut o solicitare în acest sens, urmând să facem documentații și să ajungem la un acord pentru un eveniment în luna septembrie în acest parc, tocmai datorită faptului că există atât zona de scenă, cât și tot ce înseamnă utilități la îndemână și nu mai e nevoie să venim.
curent electric, să aducem toalete, să e mult mai la mult mai facil să facem un astfel de parteneriat. Tribunele rămân în stadiul la care sunt acum sau urmează să fie acoperite cu ceva? Sau cine stă pe pământ, pe iarbă? În mod normal, ele sunt niște gradene, dar pentru a putea pista și șezut, ar trebui să gândim poate niște băncuțe, niște rigle din lemn ca să putem și... Gândit poate ca la acel moment ca o expunere în aer, nu neapărat o zonă de așteptare și așa s-au gândit lucruri care să unele să reziste în timp, să și acum dacă stăm și ne gândim va trebui dacă în momentul în care va fi o adresabilitate mare sau vom avea un spectacol cu foarte mulți spectatori, atunci va trebui să gândim și o astfel de zonă de extensie pentru a se putea asta confort. Care e programul de funcționare? În ce interval orar la poate fel ca fi și la Parcul Zăvoi, până la ora? Ca și la Parcul Zăvoi, până seara la orele 20. La 21 se închide. Și după aia. Dacă în orice la fel, nu v-am spus și aici, conform proiectului, indicatorilor din proiect, au fost angajați 11 oameni, personal de întreținere, administrator, personal calificat și necalificat, care se vor ocupa de gestionarea acestei suprafețe. V-am zis că e o suprafață destul de mare, e vorba de 7,3 hectare care trebuie să întreținute și am simțit-o asta chiar pe propria piele acum când, iată, după preluarea de la recepția finală, a trebuit să intrăm cu forțe proaspete să facem, să tundem iarba, să amenajăm, să gestionăm și ploaia ne-a dat un pic de lucru în dacă aceste... Dacă vin părinții cu copiii să relaxeze... Există posibilitatea să luați în calcul agenții economii, să-i primiți cu vânzători volanții sau ambulanța? Să desfășurăm activități comerciale în incinta spațiului, fiind un proiect care nu este generator de venituri, nu putem să facem acest lucru. Cât timp? 5 ani. 5 ani. După 5 ani putem gândi și astfel de parteneriate în care să se poată desfășura o activitate comercială în incintă, dar până atunci trebuie să respectăm ceea ce a fost stabilit ca indicator de proiect, dar de asta parteneriatele pe care vrem să le facem sunt parteneriate fără încasări.